Comercianții de pomi fructiferi se așteaptă la vânzări bune și în acest sezon. Aceștia se laudă că procentul de prindere a pomilor este de 100%. Asta pentru că s-au pregătit din timp cu arbuști bine îngrijiți. Avem un soi de prun gras, deci este între renglotă și pruna roșie, aia mică de țuică. Deci între ele este o prună bună. Și avem aici vișin din ala tradiționalul românesc, deci ne altoi, dar vișină mare, mocru, cum mocru îi spune în zona aici. Da, da, da. Deci aia este, calitatea lor este mai bună, fiindcă are aromă mai bună ca altoiul. Da. Deci asta e tot. Și la mărime e aproape identic. Exact. Mai am nuc făcut în școală de mine, deci de nucă, deci nu altoi, dar de nucă. Da. Este mai rezistent și mai bun. Ele altoi sunt un pic mai mari, dar fac multe seci din ele. Astea sunt foarte bune. Ce pom v-ați cumpărat? Un cireș, un cai. Da? Unde e plantat? În grădiniște. Da, în grădina noastră? Da. Și nu mai luați, numai atâta? Nu, atâta, că astea doar a fost lipsă. Cum vi se pare prețurile? Bune. Da? Piese la Florida. Cum vi se par prețurile? Depinde pentru ce buzunar. Da? Da. Magnolii sau la ce? Magnoliile îmi plac, da. Nu știu dacă nu a trecut perioada lor acum de plantat. Specialiștii sunt. Da, normal. Nu numai pomii fructiferi sunt căutați pe piață, ci și cei ornamentali. Să știți că am dat de gard viu din ăsta, am dat foarte mulți la persoane care au luat case în Ungaria, în Bătania, da? Și au făcut gard acolo. Au zis că nu fac garduri din ăsta cum se face la noi aici, tradiționalele. Sigur că da. Aici e la 2,50 lei, la 3 lei firul, da. Și le pune frumos pe asta și nu sunt pomi nepretențioși. Deci se prind repede. Dacă pomii fructiferi se vând cu 15 lei, cei ornamentali ajung la 100 de lei firul.